V-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Ști TV. Numărul redus al donatorilor de sânge permanenți, comparativ cu necesarul solicitat de centrele medicale din țară, au determinat implementarea unui proiect de conștientizare a acestei responsabilități civice în rândul cetățenilor. Picătura de viață a reunit mii de tineri voluntari din toată țara care au dorit să ofere un exemplu de solidaritate donând sânge. Un gest frumos pentru o viață. Nevoia de sânge este tot mai acută în zilele noastre, asta după ce circa 60% din populația României va avea la un moment dat în viață nevoie prin transfuzie de acest element vital. Reuniți sub deviza Transformă picătura în infinit, zeci de tineri i-au motivat pe Târgu Mureșeni, prin exemplu personal, să se implice activ în campania de donare de sânge. De la momentul începerii conferinței de presă, la centrul mobil aflat în curtea complexului, au donat 24 de tineri, iar la centru fix peste 30 de tineri. Și activitatea este în derulare, deci sperăm să terminăm ziua undeva cu o cifră frumoasă. Din cei 2000 de tineri din toată țara, peste 300 vor dona sânge în municipiul nostru. Estimările organizatorilor campaniei de donare au scos la iveală faptul că necesarul în România este de 500.000 de unități, anul trecut doar 66% din cererea de sânge fiind acoperită. Pe această cale și Târgu Mureșenii se pot implica activ, dând o șansă la viață celor care au nevoie. Târgu Mureșeni sunt invitați ca astăzi și mâine să vină în Piața Victoriei, în Târgu Mureș, să se înscrie pentru a dona sânge. Cei înscriși vor lăsa un număr de telefon, vor fi contactați ulterior și programați în funcție de nevoia de sânge la momentul potrivit. De asemenea, bine de știut că cei care se înscriu și donează, ca bonus, ca premiu, vor primi o consiliere pe stil de viață sănătos. Fost sportiv de performanță în domeniul culturismului, Claudiu Giurgiu este un exemplu demn de urmat. În urmă cu câțiva ani a suferit un transplant de ficat, amintindu-și că atunci principala problemă era necesitatea de sânge. Acum militează ca fiecare să contribuie la salvarea unei vieți. Ca o încurajare pot să spun că chiar funcționează. Atunci când donez, chiar pot să salvez o viață. Eu funcționez datorită bunătății celor care probabil nici nu știu pentru cine au făcut lucrul ăsta. Lucrurile mici întotdeauna pot să ajute foarte mult. Poți să ai orice sumă de bani, poți să ai orice relație, orice ai avea, dar dacă picătura de sânge lipsește. Așadar, împreună putem contribui la salvarea unei vieți. Vino să donezi sânge, transformă picătura în infinit. La sfârșit de vară, încă de acum 14 ani, cetatea medievală din Sighișoara devine locul care adăpostește o activitate deosebit de importantă, evidențiind bogăția culturală a comunităților etnice din România. Aceste aspecte se regăsesc în cadrul Festivalului Intercultural Proetnica. Cea mai mare sărbătoare a dialogului multicultural din România va purta participanții timp de 4 zile printr-un adevărat univers al vieții sociale, culturale și spirituale a comunităților etnice. Nu este un festival comercial, nu este un festival politic, ci este un festival civic. Civic în sensul că participă peste 20 de organizații ai minorităților naționale din România, dânsii vin și ei suportă costurile de transport și nu percep onorarii. Și astfel avem peste 600 de participanți la această manifestare din toată țara. Programul Festivalului Intercultural Proetnica va cuprinde spectacole de muzică, dans, poezie și teatru, activități interactive cu publicul, expoziții de artă contemporană, lansări de cărți și publicații, vizionări de filme, bal interetnic, standuri de meșteșuguri, expoziții culinare, dar și spectacole intercomunitare. Dialogul interetnic este și se vede că tot mai important va deveni în condițiile mondiale care sunt acum și europene, astfel încât măcar noi aici, la noi în țară, dacă vorbim despre provocările care vin cu multietnicitatea care există în țara noastră, atunci
dacă noi vorbim, dacă noi suntem, cunoaștem toate provocările care pot să apară, atunci probabil acestea nu ne vor afecta negativ. Inițiatorii proiectului susțin că întreaga sumă necesară evenimentului este sub 200.000 de lei. Pentru implementarea acesteia au beneficiat de sprijin atât din partea Consiliului Județean Mureș a Ministerului Culturii, cât și a Primăriei Sighișoara și a Instituției Prefectului Județul Mureș. Obiectivele principale sunt generoase a acestui festival și, într-adevăr, oferă o adevărată agoră pentru exprimarea, păstrarea și dezvoltarea identității etnoculturale din România. Noi considerăm că pentru a se dezvolta, județul Mureș are nevoie de realizarea unui climat de toleranță și de dialog. Una dintre principiile cele mai importante ale acestui festival. Dacă doriți să descoperiți comoara din inima cetății Sighișoara, dar și să vă bucurați de ea în același timp, festivalul Proetnica va avea loc în perioada 18-21 august 2016, fiind organizat pentru prima dată sub înaltul patronaj al președintelui României. Scopul întregului eveniment este de a promova un mediu de viață armonios, prevenindu-se conflictele interetnice. Pregătirile pentru celebra vâltoare mureșană se află pe ultima sută de metri. Astăzi, organizatorii au oferit în cadrul unei conferințe de presă detaliile finale în ceea ce privește ediția 4-a a evenimentului. Dacă săptămâna trecută organizatorii celei de-a 4-a ediție a Vâltorii Mureșene vorbeau despre programele pe care le-au pregătit pentru familii, dar și despre surprizele programului culinar, unde pentru prima dată în Transilvania va fi organizat concursul de palincă transilvăneană, așteptându-se la peste 100 de mostre de palincă, acum a venit rândul plimbărilor tematice și târgurilor artizanale. Având în vedere că Vâltoarea se mută în parcul municipal sau în zona parcului municipal, o să folosim piațeta din fața sălii sporturilor și, evident, pe lângă artizanii noștri din România, o să vină artizani din orașul înfrățit Chiachicamet, care vor prezenta și ei mărfurile tradiționale caracteristice zonei. Muzeul Județean Mureș organizează în cadrul Vâltorii împreună cu Muzeul din Chiachicamet o expoziție mai deosebită. Prezintă paralel activitatea celor doi primari de seamă, Coada Oelec, primarul orașului Chiachicamet, Bernadi Gheorghe, primarul orașului Târgu Mureș din aceeași perioadă, care marchează și arhitectura celor două orașe, anume Art Nouveau-ul. Și o să avem o expoziție de porțelan și faianță adusă tot de către muzeul din Chiachicamet, prezentat în cetatea din Târgu Mureș. De asemenea, nici plimbările tematice nu vor lipsi. Acestea vor fi în număr de 5, axându-se pe teme speciale din istoria și cultura municipiului Târgu Mureș. Ca și noutate, o să apară o plimbare tematică care se axează pe moștenirea culturală a armenilor din Târgu Mureș, deci asta este o noutate. Va avea o loc o altă plimbare interesantă care se axează pe perioada în care Gheorghe Bernadi a fost primarul Târgu Mureșului. Binecunoscuta plimbare de tip Art Nouveau, bineînțeles, va avea loc și anul acesta. Dat fiind faptul că anul acesta se sărbătoresc 400 de ani de oraș liberegesc, organizatorii s-au gândit să pună bazele unei plimbări tematice care evidențiază aspecte din perioada în care municipiul a primit acest rang. Așadar, dacă doriți să intrați în Vâltoarea Mureșană, organizatorii vă așteaptă începând cu data de 24 până în 28 august pentru a lua parte la eveniment. Ediția 13-a SimFest se va organiza în perioada 22-28 august și trei persoane au fost trimise în judecată pentru tentativa de mituire a unor polițiști. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Ediția 13-a Festivalului Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți, SimFest, se va desfășura la Târgu Mureș în perioada 22-28 august. Până acum au intrat în competiție, pe lângă producțiile românești de televiziune, documentare sau eseuri cinematografice ale unor realizatori din Serbia, Olanda, Germania și Nepal. SimFest va fi și anul acesta un adevărat complex cultural, programând, pe lângă competiție, expoziții de fotografie și artă plastică, proiecții de filme artistice și documentare, dezbateri, lansări de cărți și CD-uri muzicale, workshop-uri. Școala de vară pentru jurnaliști, realizat în parteneriat cu Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș și Festivalul Internațional de Literatură Mystery and Thriller, propune 4 zile de workshop-uri și masterclass-uri susținute de trainer valoroși din România, Franța și Polonia, împreună cu cei mai reprezentativi scriitori de literatură polițistă din România și cu un invitat de marcă din Marea Britanie. Zilele cărții și muzicii SimFest aduc în piața teatrului din Târgu Mureș standuri de carte ale unor edituri din București, Brașov, Craiova, Deva, Cluj, Târgu Mureș. Vor avea loc dezbateri și lansări de carte, inclusiv ale unor
autori români care trăiesc în Germania și Statele Unite. Câștigătorii ediției a 13-a Festivalului Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SimFest vor fi cunoscuți sâmbătă 27 august, când va avea loc Gala Laureaților. Festivalul este susținut de municipiul Târgu Mureș printr-un proiect câștigat în cadrul sesiunii de finanțări nerambursabile 2016 pentru proiecte culturale. Trei persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de mituire a unor polițiști. Potrivit parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, cei trei au încercat să mituiască mai mulți polițiști care efectuau cercetări în cazul sustragerii acestora de la îndeplinirea obligațiilor fiscale față de stat în cadrul comerțului cu animale vii și cu hrană pentru acestea. Polițiștii mureșeni, cu autorizarea procurorilor, au derulat mai multe activități și au constatat că în trei situații persoanele care făceau obiectul dosarului au oferit sume de bani pentru mită în valoare totală de 900 de lei pentru ca ofițerii de poliție să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu. Drept urmare, procurorii de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a celor trei persoane pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Un bărbat a fost reținut de polițiștii secției de poliție Breaza pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. La data de 8 august a prezentat la sediul secției de poliție Breaza un bărbat care a sesizat că în timp ce se afla la un bar din localitate a fost agresat fizic, fiind lovit cu pumnul și cotul în zona feței. În aceeași zi, o femeie a sesizat polițiștii de la secție că a fost agresată de către un tânăr în incinta unei stații de carburant, fiind lovită în zona feței cu pumnul. De asemenea, ambele persoane vătămate au declarat că tânărul în cauză le-a adresat amenințări cu acte de violență. Faptele comise au fost de natură să cauzeze tulburarea ordinii și liniștii publice, provocând indignarea martorilor oculari prezenți în cele două locații. La data de 9 august s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva tânărului de 25 de ani pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de ieri să fie prezentat procurorilor supraveghetori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Reghin în vederea dispunerii în continuare a măsurilor procedural penale. Fundația Comunitară Mureș vine cu un nou proiect. De această dată s-a încheiat un parteneriat cu Fundația Principesa Margareta României și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, filiala Reghin, pentru a realiza proiectul Centrul Comunitar Generații, acesta fiind un program care își propune să aducă împreună atât copii cât și vârstnici. De acest proiect pilot beneficiază 25 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani proveniți din medii de risc, care sunt înscriși la Centrul de Zi Așezământul Social Casa Maria 1 din Reghin. Un grup de 25 de copii vor beneficia de ceea ce le putem numi noi servicii sociale, adică vor face diferite activități educative și distractive alături de voluntari vârstnici. Adică 10 voluntari, care toți sunt pensionari, dacă putem spune asta, vin zi de zi să facă activități educative cu copiii, să-i ajute să-și facă temele, să învețe diferite lucruri interesante și chiar și să meargă în excursii. Fundația Principesa Margareta României a oferit pentru desfășurarea acestui proiect un grant de 4.000 de euro, iar Fundația Comunitară are responsabilitatea de a mobiliza aceeași sumă din comunitate, aceasta fiind necesară pentru acoperirea cheltuielilor până la finalul anului 2016. Acest proiect se bazează pe metoda numită intergenerațională, care înseamnă că cei tineri stau alături de cei puțin mai în vârstă ca să învețe unii de la alții, să spunem lucrurile. Proiectul acesta este pilot la Reghin, dar s-a desfășurat cu succes deja în câteva locații din România, așa că noi sperăm că după anul acesta vedem cum merge totul și va continua și anul viitor. Pentru a fi proiectul un real succes, implicarea comunității locale este foarte importantă, astfel că primul sponsor este Asociația Casa Educației Reghin, care devine partener local datorită sprijinului financiar oferit. Dincolo de gustul delicios, perele ne ajută să ne menținem atât corpul cât și mintea sănătoase. Se apropie sezonul acestor fructe, iar noi trebuie să profităm din plin de beneficiile pe care le oferă organismului, deoarece reprezintă o sursă însemnată de vitamine și minerale, fiind și foarte hidratante, conținând apă în proporție de 80%. Din pere, gospodinele pot găti de cocturi și compoturi, care sunt bogate în substanțe cu proprietări astringente, fiind de un real folos în tulburările intestinului. Sucurile de pere reglează digestia și sunt recomandate persoanelor care suferă de diabet zaharat și obezitate. Are și extrem de multe efecte tămăduitoare, să spunem așa, și anume dizolvă de pildă acidul uric din organism, ceea ce este, bineînțeles, un beneficiu foarte important pentru cei care au în plus acidul acesta uric și o face aceasta prin taninul pe care îl conține și, bineînțeles, totodată prin potasiu, conține foarte mult potasiu. De aceea se recomandă ca perele să fie folosite de către cei care ne urmăresc și care au probleme în artrită,
în gută și, bineînțeles, în afecțiuni, diverse afecțiuni reumatismale. În special pentru diabetici, perele pot îmbunătăți nivelul de glucoză din sânge, ajută chiar și la pierderea în greutate, dar și la îmbunătățirea concentrării. Perele conțin foarte mult, trei vitamine în mod deosebit, și anume vitamina A, vitamina B și, bineînțeles, nelipsita vitamina C, pe care o găsim în toate fructele. Pentru a beneficia din plin de toate proprietățile acestor fructe delicioase, este recomandat să le consumăm fără a le decoji. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail stirearond.tv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ŠTV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!